Legitimată la Clubul Steaua București, canotoarea Simona Radiș a avut un an excelent. În ciuda pandemiei de coronavirus și a mai multor competiții anulate, sportiva în vârstă de 21 de ani a cucerit în 2020 titlurile de campioană europeană în proba de două vâsle, atât la tineret cât și la senior, alături de colega de barcă, Ancuța Bodnar. În urma acestor rezultate, Simona a fost desemnată cea mai bună sportivă a Clubului Steaua București, dar și a Federației Române de Canotaj. În anul 2020, înainte de a pleca alături de lotul României în cantonamentul de 4 luni din Italia, Simona Radiș a vorbit în exclusivitate pentru Steaua TV despre marile împliniri din 2020, despre schimbările provocate de virusul COVID-19, dar și despre obiectivul său la Jocurile Olimpice de anul viitor. Simona, cum ai descrie anul 2020 în câteva cuvinte? A fost un an mai dificil. A trebuit noi față de noi să ne stăpânim emoțiile, să avem un psihic tare și să nu cedăm. Pentru mine nu a fost chiar foarte greu pentru că sunt destul de predispusă stresului datorită competițiilor și antrenamentelor, dar cred că am reușit să trecem cu brio peste acest an și am ieșit cu toții mai puternici. După argintul de la mondiale și europenele din 2019, de la seniori, anul acesta ai luat aurul la europene. Cum a fost competiția din Polonia? Față de anul trecut, noi am reușit să urcăm o treaptă mai sus. Ne-am fi dorit să fie și Jocurile Olimpice în acest an. Poate am fi reușit să facem la fel și acolo, dar am câștigat un an în plus de antrenamente și de experiență și sperăm ca pe viitor să creștem mai mult și acesta să fie doar începutul. Ce a fost diferit la europenele din acest an față de celelalte competiții la care ai participat până acum? Toată lumea a fost pe teritoriu necunoscut, spun asta din cauza lipsei de competiții, pentru că nimeni nu știa despre celălalt echipaj cu care se bătea, cum merge, ce ar face, pe ce loc ar putea veni. Toți colegii mei, chiar și din alte țări, am văzut că s-au bucurat nespus de faptul că au putut concura și că anul nu a trecut fără ca noi să ne vedem la o competiție internațională. Ce ai simțit în momentul în care ai trecut linia de finish în finală? Eram foarte fericită și mândră că am reușit să venim pe locul 1. A fost o cursă grea, chiar dacă de la început noi am fost clasate mai în față, am plecat puternic din start și am păstrat oarecare distanță față de restul echipelor până în finish. Dar în momentul în care ți s-a intonat imnul național în premieră la o competiție de seniori, cum a fost? A fost un vis împlinit, am simțit foarte multă mândrie. Mi-am dorit foarte mult să cuceresc această medalie, cum îmi doresc să cuceresc și altele. A fost 2020 cea mai bună al tău de până acum? Nu pot să spun că a fost cel mai bun, pentru că și anul trecut a fost la fel de bun, chiar dacă am reușit să cucerim doar locul 2, dar am avut și campionatul mondial. L-aș pune pe aceeași linie cu anul 2019. Poate dacă am fi avut în acest an și un campionat mondial sau poate chiar jocurile, aș fi putut să spun că da, am adus cele mai frumoase rezultate ale mele. Dar cum nu s-a întâmplat asta, rămâne în echilibru cu anul trecut. Cum ai primit în primăvară vestea că timp de 2 luni vei sta departe de apă, de barcă și va trebui să stai în izolare acasă? Am avut un sentiment de teamă pentru că nu știam cum vor decurge lucrurile, ce se va întâmpla, ne vom mai întoarce în cantonament, vom rămâne acasă, ce se va întâmpla cu anul nostru competițional. Am plecat cu simulatoare care să ne permită să ne antrenăm acasă. Am avut haltere și bare pentru forță. Am încercat să păstrăm activitatea, chiar dacă nu la același nivel ca cel din cantonament. Deși nu eram împreună fizic, eram cu sufletul. Și pot să spun că cu toții am venit înapoi aici mult mai puternici. Cum ți-a schimbat viața pandemia de coronavirus? M-a făcut mai sigură pe mine, mai puternică. M-a învățat să mă protejez mai mult și să am mai multă grijă de mine, pentru că dacă am grijă de mine, am grijă și de cei din jur. Se știe că mâinile canotorilor sunt greu încercate, atât în antrenamente, dar și în competiții. Cum reușești tu să treci peste această suferință? Într-adevăr, mâinile canotorilor suferă, dar nu mereu. De obicei, când începem sezonul competițional și sezonul de vâslit în special, începem să facem bătături și sunt foarte dureroase, uneori ajungem și la carne vie în palme. Trebuie să suportăm și să avem grijă de ele, ne dăm cu cremă,
Uneori ne încurcă la antrenament, pentru că este foarte greu să ții rama și vâsla dacă ai dureri foarte mari. Dar noi suntem învățați cu asta și nu ne plângem, dimpotrivă ne mândrim cu mâinile noastre. Ce îți spui în momentul în care ești în barcă, în cursă și simți că ți este foarte greu și ai sentimentul acela că nu mai poți? De fapt, nu este doar un gând, sunt o grămadă de gânduri în acel moment. Te gândești că nici adversarele tale poate nu mai pot, te gândești cât de mult ai muncit în anul ăla și nu poți să renunți acum, te gândești că, deși nu mai poți, trebuie să mai poți puțin. Asta vorbind la fiecare lovitură. Mai pot o lovitură, mai pot o lovitură. Și încununez în gândul meu toată munca din tot anul și o pun în acea cursă. Trebuie să o duc până la capăt. Și când chiar nu mai pot, mai pot. Dacă ai fi Moș Crăciun și ai putea să ajuți pe cineva, ce ai face și pe cine ai ajuta? În ultima perioadă urmăresc și încerc să ajut niște copilași foarte bolnavi. Viața lor depinde de o grămadă de bani și nu doar pe ei, cât și acei copilași care nu au posibilități și în această perioadă ei au fost foarte afectați din cauza că nu pot să meargă la școală sau nu au curent și mă doare sufletul că în țara noastră există astfel de persoane, însă cred că dacă am pune toți mână de la mână, am reușit să-i ajutăm. Puțin câte puțin se face mult. Anul acesta o să faci sărbătorile de iarnă departe de casă, de cei dragi. O să fii în cantonament în Italia. Cum vezi acest lucru? Într-adevăr, aceste sărbători vor fi diferite, nu vor mai fi alături de familia de acasă, însă vor fi alături de familia canotajului. Noi suntem o familie mare aici și se pare că anul acesta vom petrece sărbătorile împreună. Iarăși nu le vom petrece în țară, în România, le vom petrece în Italia, dar spiritul rămâne și cel mai important este că suntem împreună. 2021 te va pune în fața unei noi premiere, participarea la Jocurile Olimpice. Crezi că poți deveni campion olimpic la Tokyo? Am încredere în mine și am încredere în colega mea de barcă. Împreună putem reuși, muncim mult, suntem tinere și câștigăm experiență cu fiecare concurs și fiecare antrenament pe care îl facem. Noi mergem acolo foarte încrezătoare, chiar dacă este prima noastră participare. Sperăm să fie una memorabilă.